schimbarea momentului în guvern. Se decide azi. Numire de urgență. Decizia momentului va fi luată în cursul zilei de miercuri. Cine preia conducerea Ministerului Agriculturii? Detalii de ultimă oră venite chiar acum. Schimbarea momentului în guvern. Astăzi se decide cine va prelua portofoliul agriculturii după demisia lui Adrian Chesnoiu. PSD pune la punct toate detaliile în cursul zilei de miercuri, în ședința Consiliului Politic Național. Amintim faptul că actuala situație a început după ce DNA a cerut ridicarea imunității parlamentare a lui Adrian Chesnoiu pentru trafic de influență. Ulterior, ministrul a demisionat și din funcție și s-a autosuspendat și din PSD. În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii. Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toți egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune. Mă retrag din funcția de ministru, nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat, anunța fostul ministru al Agriculturii. Cine va prelua Ministerul Agriculturii? În acest sens, Social vor decide cine va fi noul ministru al Agriculturii. Surse din PSD spun că există trei nume până acum. Mai exact, este vorba despre actualul președinte al Comisiei de Agricultură, deputatul Florin Ionuț Barbu, Daniel Botănoiu, dar și Petre Daia, fostul ministru al agriculturii din perioada Dragnea. Marcel Ciolacu declara că propunerile nu se fac pe organizațiile județene, ci vor căuta un profesionist. În același timp, liderul PSD mai preciza și că socialdemocrații au mai multe variante. Ulterior s-a aflat însă că acesta l-ar susține pe Petre Daia. Petre Daia, favorit. Liderii PSD se reunesc în ședința Consiliului Politic Național, iar conducerea partidului are misiunea de a desemna un nou ministru al agriculturii, după demisia lui Adrian Chesnoiu, urmărit penal de către procurorii DNA. Surse politice au precizat faptul că marele favorit este fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, singurul candidat rămas în cursă. Acesta a mai fost ministru al agriculturii în perioada 4 ianuarie 2017, 4 noiembrie 2019, dar și între 14 iulie și 28 decembrie 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Liderul PSD Marcel Ciolacu declara, după ședința conducerii PSD, că până în Consiliul Național vor veni cu o propunere de ministru al agriculturii și a menționat că propunerile nu se fac pe organizațiile județene, ci vor căuta un profesionist. Pe cine susține Paul Stănescu? De cealaltă parte, surse din interiorul PSD susțin că Paul Stănescu, secretarul general al PSD, îl susține pentru funcția de ministru al Agriculturii pe Florin Ionuț Barbu, deputat de Olt și președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Totodată, în cursul zilei de marți, Paul Stănescu a subliniat că organizația PSD-OLT ar trebui să fie cea care va propune noul ministru al agriculturii, având în vedere faptul că Adrian Chesnoiu, fostul deținător al portofoliului, era sprijinit de această filială. Referitor la situația lui Adrian Chesnoiu, după ce a demisionat din funcția de ministru și s-a retras și din PSD, acesta a format că nu a săvârșit nicio faptă penală sau de corupție, iar acest lucru va fi dovedit. Nu am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă, a declarat acesta.